iubirea de sine, dacă nu este explicat acest concept pe înțelesul tuturor și de multe ori alambicul minții noastre e cam, cum spunea părintele Arsenie Boca, e vârtelnița urechii. Una spui, trece pe acolo, altceva să înțelege. Deci iubirea de sine nu are legătură cu egoismul. Iubirea de sine înseamnă respect pentru templul sfânt, pentru corpul meu. Mai întâi trebuie să am grijă de mine ca să pot să fiu folositoare familiei mele. Femeia, mama, soția, de energia ei depinde energia întregii familii. Ea nu e sclavă, ea nu e cerșetoare, este o prințesă. E prințesa inimilor din acea familie. Vedeți, de generații, noi ne-am învățat, învățând de la mamele noastre și de la... să avem această mentalitate ușor a cenușăresei, a cerșetoare, a sclavei. Zice, dragă, mă sacrific pentru voi, în primul... Nu se sacrifică nimeni. Mă sacrific dacă am fost inconștient, poate. Pot gândi că e un sacrificiu. Nu am realizat ce înseamnă o familie și copii, dar ea nu înseamnă sacrificiu. Când te spui că te sacrifici, îi transform pe toți ceilalți în hoți, care îți fură ție starea de bine, starea de libertate, starea de bucurie a vieții. Cum să-i transform pe ceilalți să-i numești hoți? Tot ce face. Dacă facem din iubire, nu e un sacrificiu. Ne-am despre energia mamei, că influențează energia întregii familii și de aceea e important ca mama să se comporte ca o prințesă, ca atitudine, la ce mă refer aici. Să accepte, să știe să accepte cu grație, cu detașare, cu discreție, darurile care sunt făcute de soț, de copii, de Dumnezeu. Știți, diferența dintre cerșetoare și prințesă este că cerșetoarea trăiește tot timpul cu frica aceea că mâine nu va mai avea. Și ea trebuie să facă provizii, trebuie să pună deoparte banali pentru zile negre. Dacă nu mai găsim mâine suplimentul ăsta de imunitate, să luăm două sticluțe ca să nu avem numai una. A băgat nu știu ce bun, hai să luăm, să fie. Să-i dăm la pachetel mai mult, să aibă. Prințesa știe că are tot timpul totul la dispoziție și că are exact atât cât are nevoie. Ea e asigurată de acest lucru. Mă refer la atitudine. Deci când trăiești cu conștiința faptului că în fiecare clipă ai nici mai mult, nici mai puțin, ci atât cât ai nevoie ca să-ți fie bine, așa cum ne-a asigurat cel mai mare profesor din toate timpurile, nu? Bunul nostru Dumnezeu, avem întotdeauna exact cât avem nevoie, nici mai mult, nici mai puțin, ca să ne fie bine. Toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Așa, atunci nu ești stresat, nu ești preocupat de nimic din cele ale cenușăresei și te comporți ca o prințesă. Da? Accepți ajutorul, nu învinovățești pe nimeni pentru sacrificiul tău, pentru oboseala ta. Iubirea de sine egal respect și responsabilitate. Când am grijă de mine, am grijă de felul în care impactez familia mea.